spuneți-le bucureștenilor când să se declare mulțumiți sau nemulțumiți de dumneavoastră că le-ați rezolvat, respectiv nerezolvat, problema traficului. Voi face revoluție în materie de trafic în capitală. De aproape un an de zile nu s-a mai lucrat absolut deloc pentru deblocarea acestor fonduri, pentru care doar trebuie să întindem mâna, să le luăm și să investim și să creștem calitatea vieții în capitală. Adică le cereți bucureștenilor să vă dea un an, doi, trei? Eu cred că se va vedea deja în jumătate de an că s-au schimbat lucrurile în București. Nu trebuie să așteptăm 2-3 ani de zile. O jumătate de an pentru trafic? O jumătate de an în care se va circula mult mai lejer în capitală și mi-aș dori foarte mult dacă ați putea chiar să realizați un reportaj împreună cu mine într-o zonă foarte aglomerată din capitală și în care să filmăm acum cum se circulă la o oră de trafic maxim și cum se va circula în jumătate de an. Sunt soluții identificate, să știți că nu le-am visat eu peste noapte și vin să vi le spun dumneavoastră. Eu m-am consultat în perioada de pregătire, de documentare pentru campania electorală cu mulți specialiști în domeniul traficului, în domeniul transportului. Sunt profesori universitari, sunt chiar și academicieni, sunt oameni care au lucrat 30-40 de ani în domeniu, inclusiv experți europeni. Și toți mi-au spus că, deși avem un plan de mobilitate urbană, multe lucruri nu se respectă din acest document extrem de important